Cum ai ales să faci încadratura? Păi l-am pus pe el pe mijloc și am dat focusul pe el să fie atâta tot. You see, Hong Kong people, they do this. They do this. So that like it looks like you're walking, but it doesn't feel very stiff. Okay. Yeah, it feels lateral. So they do this. So watch out when people do this. Așa. Bine, eu fac un pic ca o mamă poză. Cum faci? Ca o mamă. Ca o mamă? În primul rând, mă asigur că genii un pic în mijloc și fac foarte multe poze. Faci foarte multe ca să ai de înțeles. Da. București. August Torid, un cuptor urban splendid. Calea Victoriei un miraj, asfaltul e un veritabil grilaj. Șoferii înjură în core cald, claxoanele sunt un concert înalt, semafoarele pâlpâie lent, nervii sunt tinși ca un elastic ardent. În Cismigiu, lebede transpiră. Copiii înghețata aspiră. Fântânile aruncă strofi fierbinți, răcorind bucureșteni cu minții. De atât am fost în stare o poezie făcută cu AI. Nu sunt eu cel mai artistic, așa că am hotărât că astăzi să scoatem acest telefon ieftin, mai ieftin decât crezi, pe stradă, pentru că vom învăța de la cele mai bune cum se fac portretele. Dar până să începem să zic două vorbe despre Honor 200, probabil ai văzut că am mai făcut review-ul pentru Honor 200 Pro din Paris. Asta este varianta mai ieftină, mult mai ieftină, șocant de ieftină, pentru că deși cei de la Honor îl vând oficial la 2400 de lei, eu l-am găsit mult mai ieftin la abonament. Așa că ori dai skip la final ca să-ți explic cum ți le-ai și mai ieftin, ori înainte te uiți la ce vrem noi să-ți arătăm despre de ce cred eu că telefonul ăsta este Best Buy în august 2024. Hai să-ți arăt. Noi ne pricepem la tehnologie, dar nu ne pricepem să facem portrete. Ne înveți tu? Uite, eu dau telefonul și îl am pe Vlad aici și învață-ne cum trebuie să stăm la poze, cum faci tu, spre exemplu, de obicei un portret, dar vreau să faci cu telefonul nostru. Vlad, vrei să fii model? Sunt model, perfect. Uite, ai 1X, 2X, 2,5, cum vrei tu? Așa. Încerc și alin. Cum ai ales să faci încadratura? Păi l-am pus pe el pe mijloc și am dat focusul pe el să fie atâta tot. Am văzut că ai luat puțin așa de jos? Da, să se vadă în spate frumos. Ok. Și atât? Da. Atât de simplu? Da. Acum, vreau să te uiți un pic la poză și să-mi zici cum ți se pare. Cum ți se pare că ieși portretele? Foarte frumoase. Zici că sunt făcute cu camera foto. Și calitate e bună. Chiar îmi plac. Ok. Mulțumesc. Cum te cheamă? Ioana. Mulțumesc, Ioana. Dar, serios, nu e chiar așa complicat. Dar uite, auzi? Nu, Andrei. Asta e chiar e poză. Zi tu, asta am făcut-o eu, asta a făcut-o Ioana. Ok, chiar nu arată rău, sunt și condițiile bune afară acum, dar nu arată rău. Nu e nici atât de harsh lumina pe cât este într-adevăr în filmare în momentul ăsta. Yeah, huh? Looks good. They have this thing called hardcore. Mm-hmm. Do you know about hardcore? Mm-hmm. They're from France, from Paris, they do portraits for famous people. Ok. So, Do you have a mode that you can do photos like this vibrant or natural or black and white? Okay. So, I would like you to teach us. Okay. Non-photo people. Okay. How do you make a good photo or a selfie for someone on the street? Okay. So you get the most likes on Instagram. So, I think there's two main ways that you can easily take a very good photo. Remember that in a photo separate the rectangle into 9 blocks with 4 lines, right? And so you have 4 dots, 4 intersections. Put the person in the middle row and the eyes on the top horizontal line. Okay. Which goes like this. You see it? You see it? You try. Okay. You try to imagine 3 blocks. Yes. And on the top line, yeah, is where the eyes are. Okay. Then, second of all, just like with the filter, you already blurred the background. Yeah. So it will be very easy if you just do this, then it will look pretty decent. Yeah, it does. Yes, that's how you do it. Okay, but let's get more creative. What would you do different? You can also choose 1x, 2x, 2.5x. If I'm being creative, he has to be creative. Okay, tell me what to do. He's gonna do whatever you say. Yes. Just swing around, dance, maybe. Okay. Do if a dance jump, move. If
by multi jump? Yeah. Yeah, like that. Okay. It looks decent. Of course, you need to practice and maybe for the same shot take a few times. In Asian countries, we do this thing where even if you want to make a still post, you move around. So like okay. You see Koreans, you see Hong Kong people, they do this. They do this. Whenever I go back to the UK, I will always ask an Asian person to help me take the photo. So that like it looks like you're walking, but it doesn't feel very stiff. Okay. Yeah, it feels lateral. So they do this. So watch out when people do this. They're actually trying to take a picture where it looks like they're walking. Nice. Yeah. Nu știi pe asta? It's a cool tip. Yeah. It's a cool tip. Yeah. What's your name? Where are you from? Andrew, Hong Kong. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you. Welcome to Bucharest. Yeah. Do you like it so far? Yeah, I like it very much. It looks beautiful. Did you get some ice cream? Yes, gelato. Yes. Good. Voi sunteți la arhitectură cumva? Nu, la arte. Sunteți la arte? Da. Ce tare! Ce mă bucur! Perfect. Deci, asta e camera. Okay. La portret aici apeși pe ăsta. Ok. Și îți alegi. Vrei vibrant, adică vibrant? Vrei profilul lor de culori? Sau alb-negru? Ok. Cei de la Harcourt sunt din Paris și au un studio foarte celebru pentru portrete cu vedete. Dar trebuie să ne și spui cum faci, okay. Că trebuie să ne înveți. Ok. O să prind așa. De la mijlocul corpului, I guess. Așa. Ai și 1x și 2x și 2 jumate, deci poți să te alegi. Ah, ok. Ok. Să văd. Așa. Sau mai de jos. Unde vrei tu? Cum vrei tu? De ce e de jos? Ca să, nu știu, pară mai înaltă. Mi se pare normal. Hai, faci și invers. Eu încerc să fac o poză. Așa. Bine, eu fac un pic ca o mamă poză. Cum faci? Ca o mamă. Ca o mamă? În primul rând, mă asigur că genii e un pic în mijloc și fac foarte multe poze. Faci foarte multe ca să ai de unde să alegi. Da. Și acum poți să alegi ce culoare vrei. Care îți place mai mult? Asta. Asta. Și da, așa fac eu poze. Așa? Da. Ca o mamă. Da. Asta e modul mama. Da. Adică te pui așa, drept și tragi multe. Drept. Și fac foarte multe poze. Nu o să fie bune, dar nu. Da, dar o să ai de unde să alegi. Da. Cum o cheamă? Ada. Da. Mulțumim foarte mult. I got a model right there. Yeah. Or maybe you have a friend or... No, I'm just by myself. Okay. But I would like you to be the camera person for this. Would you do that? Yeah, and take a photo of your friend. Yeah. Sure. Okay. Do I have to pick where? Yes. I want you to be the master of this shoot. Okay. So this is the phone? Yeah. You choose. But I just want you chill. Like I just want okay. you to like as if no, nah, it's okay. So fine. Like as if okay. You're literally just having a coffee and I'm not okay. Even taking a photo of you and I'm taking it's just a sneaky candid. But then like just pick it up and take a sip and like look out of it. Good. I think so. Yeah. Nice. So I like that one where he's like not actually looking and it's just kind of like chill. So can you give us a few more tips about how to make take good photos? Honestly, like I just feel like the best photos are the ones when you're not really posing and you're just kind of like in the moment and enjoying where you are. And it kind of captures the vibe. Yeah. Because I've just been traveling with a group of girlfriends. So we are always just taking photos. Like, I feel like I'm always that person in the group. Like, everybody's like walking ahead of me and I'm like, just taking photos. So we got the right one for the job. Can you show us your Instagram? I'm curious. Nice. Jill? Jillian. Jillian? Yeah. Where are you from? I'm from Australia. Wow, you come a long way. Yeah. Okay. Yeah. Like it here? Yeah, it was kind of random. I didn't plan on coming here. Really? Yeah. I met someone in Mykonos who was a Romanian, so now I'm here. Okay. Yeah. Cool. Yeah. Cool stuff. Yeah. Thank you, Jillian. Thank you. Cool stuff. Thank you. Știu că specificațiile nu mai contează ca altă dată, dar hai să ți le zic foarte repede. Procesorul de la bord este un Snapdragon 7 Gen 3, însă faza mai tare este nu că are 12 GB de RAM, ci că are 512 GB de stocare pe un telefon foarte accesibil. Camerele deja ai văzut de ce sunt în stare, sunt destul de aproape de ce am văzut pe Honor 200 Pro
ăla mai bate foarte puțin la precizie, la culori, la contrast, dar poate ce a intrat AI-ul nu cred că mai e așa mare diferență. Adevărata diferență este însă la preț. Honor 200 Pro pe care ți l-am arătat a fost lansat la vreo 900 de euro. La momentul la care fac eu filmarea l-am găsit la vreo 800 de euro la vânzare. Deci au redus deja 100. Ăsta, în schimb, a fost lansat pe la vreo 550 și acum e la vreo 500 de euro și mai este un light la 250 de euro. Aș vrea să-l văd și pe ăla dacă păstrează măcar 3 sferturi din ce am văzut aici, pentru că acest 200 păstrează cel puțin 3 sferturi din ce am văzut din varianta aproape dublă la preț. Așadar, cum faci să ți le iei mai ieftin? Că ți-am promis la final că o să zic, păi eu m-am dus și am verificat împreună cu Radu de dimineață o chestie că nu venea să cred dacă poate fi adevărat așa ceva. Deci am scris Honor 200 preț pe Google și primul anunț sponsorizat e la unui operator din România. N-avem nicio colaborare cu ei, pur și simplu asta e ce am găsit eu de la Vodafone. Honor 200, 5G, 512 GB, 12 GB de RAM, ofertă cu abonament 16 euro pe lună. La 16 euro pe lună, înmulțit cu 24 de luni, chiar dacă mai adaug și TVA-ul, iese mai ieftin cu vreo 50 de euro față de oferta fără abonament. Pentru că fără abonament e 541 redus de la 651. L-au lansat pe la vreo 650, era clar că o să ajungă pe la vreo 550. Dar chiar și așa, ești la sub 500 de euro. Asta înseamnă că undeva la 16 euro pe lună, plus TVA, deci sub 20 de euro, sub 100 de lei, poți să ai telefon cu abonament cu date și cu voce nelimitată în România. De la doar unul dintre operatori, nu i-am verificat și pe ceilalți. Așadar, ăsta este un pont, nu știu cât o să dureze, dacă o să dureze chestia asta, dar mi este clar că asistăm la o competiție acerbă. Și acum o să devenim un pic serioși, pentru că pe segmentul ăsta de telefoane mid, care arată din ce în ce mai bine, ăsta este, seamănă aproape izbitor cu 200 Pro. Sunt prea mici diferențele, ăla are doar o mică chestie diferită aici pe spate. De la distanță e același design, inclusiv chestia asta care ar trebui să semene cu un ceas de lux, cel puțin asta spune Honor, un design foarte ușor de recunoscut. Același ecran, aproape identic, baterie de 5200, încărcare rapidă. Fii atent, e un moment bun să fac o plasare pentru încărcătoarea noastră de pe gb.ro, este încărcătorul ăla care dă 130 de W, dă 200 de W pe USB-C și cu cablul nostru, telefonul ăsta se încarcă cu 100 de W. Hai să arăt. USB-C, 100 de W. Apropo, îl găsești pe gb.ro ca pachetul Zap Charge. Ia să vedem. 100 de W. Asta e. Poți să-ți încarci telefonul la maximum și, apropo, încă o chestie ciudată pe care am observat-o, tot mai mulți producători, inclusiv pe segmentul mediu, nu mai pun în pachetele lor încărcător și cablu, tocmai de aceea a trebuit să vă ajut cu această plasare de la noi de pe site, dacă vrei să-ți încarci telefonul așa cum merită el. Dar să revenim la povestea asta cu telefoanele medii. Mie mi este clar că este o competiție acerbă între cei de la Honor, cu Xiaomi, cu Moto și HMD. Se reîntețește această competiție pe segmentul mid-range, pentru că revedem în sfârșit, venind în piață, telefoanele alea bune de 500 de euro. Întrebarea este cine va reuși să coboare sub 500 de euro. Cei de la Honor deja au aruncat mănușa și cu un preț cu abonament sub 500 de euro, acest telefon este imposibil de refuzat, pentru că nu știu, nu pot să recomand în momentul ăsta un telefon mai competent sub 500 de euro, cu tot cu abonament pe 2 ani. Și asta mi se pare super tare. Baterie de 5200, ecran Full HD Plus cu 120 de Hz, procesor mediu-high, dar eu îl folosesc de câteva zile și chiar n-are niciun fel de problemă, am băgat SIM în el, l-am folosit, este excelent. Și apropo, mai are o chestie. Acum, nu vreau să bag bățul prin gard la competiție, dar ar trebui ca producătorii să se străduiască puțin mai mult atunci când ne încurajează să le cumpărăm produsele lor cu inteligență artificială, pentru că pe telefonul ăsta nu doar că mi-am pus cel mai avansat motor de inteligență artificială, care am făcut poezia de mai devreme, dar dacă vreau să caut ceva, nu trebuie decât să deschid Google Lens, care funcționează de ani de zile, îndrept către prima mașină pe care o văd și o să-mi spun exact ce model este. Da? Și pot să fac asta toată ziua. Nu trebuie să circle to search sau alte chestii pe care le-am mai văzut. Încă o dată, aș vrea chestii mai complicate de atât. Ia să vedem, îmi recunoaște clădirea de acolo? E atât de simplu. Însă, o să mai zic o chestie. Google Lens e aici de foarte mulți ani de zile, aproape nimeni nu o folosește. Vă încurajez să testați cum funcționează chestiile astea. Îndreptați-o către plante, către tot felul de obiecte.
testați lucrurile astea de inteligență artificială, pentru că momentul acela de glorie al telefonelor acestea care vor deveni adevărații noștri asistenți personali încă nu este chiar aici. Abia aștept să vină toamna să vedem ce se mai lansează, dar până atunci așa arată un super Best Buy pe care pot să-l recomand fără reținere, dar poate știi tu o variantă mai bună. Poate mi-a scăpat ceva, sunt sigur că venim jos la comentarii ca să-mi spuneți exact cum vi se pare Honor 200. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja și până data viitoare învățați de la fete cum se fac portrete. Numai bine!